Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Another Life. Eu sunt Sneak și astăzi am de gând să facem ceva mult mai tare pe această serie. Am văzut că am primit un feedback destul de pozitiv, foarte multe like-uri, 100 și ceva, nu mă așteptam. Mulți mi-au zis că seria este liniștitoare și mi-a părut foarte bine când am auzit comentariile astea de la voi, deci nici nu vă închipuiți cât de bine m-am simțit când voi mi-a spus: "Da, Sneak, mai fă seria asta, e foarte tare, e liniștitoare." Deci m-am simțit super calm, mea frate. Oh my god, ați văzut ce repede s-a prăjit asta, mă rog. Da, ținând cont, v-am citit comentariile și mi-a spus voi că dacă apăs nu știu ce buton, stai așa, dacă apăs gen U, nu, O, sau nu, U, sau F, ne, mă rog, nu știu, zicea un comentariu că poți să mut ăsta cu aia la modul dacă apăs nu știu ce buton și, mă rog, trebuie să mai citesc o dată cum, vă citesc comurile, v-am spus, azi vreau să ne mișcăm un pic de aici, bă, dar văd că mi se mișcă în 60 de FPS-uri, dar măcar mi se mișcă bine. Ținând cont că zicea cineva că eu nu joc pe full screen, da, frate, uite, joc pe full screen și mod pe costa atâta poate. Mi-a zis cineva că mod pe costa nu e consistent, omule, mă rog, omule, la figura vine așa dur, omule, mod pe costa, am zis, nu are foarte multe moduri, are 55, are foarte multe, în schimb, adică uite ce are, adică toate porcările și toate plantele generate, adică aici modul ăsta e gen, bă, dar nu se mișcă cu lag. Am văzut că se vede foarte frumos pe filmare și uitați ce tricou șmecher am, să-mi spuneți dacă vă place. Mă rog, seria asta o să o vedeți mai mult seara, trebuie să recunosc. Ok, hai să iau ăsta și furnalul o să las cu mine. Vreau să plecăm cât mai putem de aici. Nu pentru că nu aș vrea să stau, ci pentru că trebuie să-mi găsesc un loc de... Come on, man, really? Ok, mi-a dat melon seeds cu anite de ăsta. Bun, hai să văd ce pot să fac cu astea. Nu pot să fac nimic, hai să le arunc. Iar sunetul ăsta ciudat, tot să... What? Astea ce-i? Thorns, Candelia Seeds. Nu mi-arată nimic. Pot să scrieți Calium. Mă rog, sunt o mulțime de lucruri în mod pe cu ăsta pe care trebuie să le învăț. Și eu să mă grăbesc, recunosc puțin episodul acesta pentru că vreau să... Ok, sunt în Starving. Mi-a zis voi, da, că modul ăsta e mult mai greu, adică uitați-vă cât de greu, cât de mult mănânc și uitați cât de puțină mâncare se pune. Deci e un fel de bullshit, pentru că, holy crap, un fel de junglă asta sau ce ar trebui să fie? Nu, mamă, era sobelesc rău. Hai să fim un pic mai atenți, ținând cum că pot să mor imediat cu un stun, mamă ce, aud greier, ați auzit greier, bă, și eu, adică i-aud, i-auziți? Greier. Mă rog, uite un pește, poate un pirania, poate ne mușcă, poate nu. Da, bă, mi-a zis voi că e mai greu modul hungry, păi tocmai de asta l-am și pus să fie mai grea seria. V-am zis, mă, pe că să-i mai mult pentru mâncare, adică uitați ce repede se duce. Am înțeles undeva că trebuie să diversifici mâncarea să ți se ducă mai greu. Adică uitați, cu două porc ciopuri, în modul normal de Minecraft, mă făceam full. Aici nici nu mi-am umplut hungry-ul. Da? Nici nu l-am umplut. Se duce. Uitați cât de repede se duce acolo în colț. E greu modul, dar e foarte tare. Dar uitați cât de bine poate să arate. Deci m-a uimit. M-a uimit. Bă, nu se mișcă cu lag. Nu, că, nu asta, nu. Că eu am FPS-uri, ok. Am 46. Bă, aș putea să pun mai multe. Că poate să treacă oricând de 60. Hai să pun 100. Maximum, bla bla bla. Iar zicea cineva că mă laud cu PC-ul. Mă, frate, mă, înțelege că glumesc, mă, dacă... Ok, am mai văzut eu structuri de genul, deci ca și cum ar fi un buștean căzut și cresc ciuperci de alea albe, cum vedem și... Oh, ship. Ship? Why? No, no, no. E clar, se generează ceva mare aici. Ceva foarte mare. De asta miram și eu că s-ar putea, da, ok, s-a generat chestia aia. Chestiile, opa, cum am activat? Chestiile astea, de ce apăs? Chestiile astea se generează de obicei random. Deci da. Vreau să trec peste asta, să mă duc undeva. Beehive. Pam's Herb. Pot să-l sparg? Ok, am prins o albină. Chili paper. Vreau să arunc și eu, dacă îmi permiteți dumneavoastră, acest sand. Și ce pot să fac cu această albină? Ok. Deci pot să fac, dacă nu mă înșel, pot să fac un stup de la de miere, ceea ce ar fi genial să-mi procur miere, ca să pot să, gen, cu mierea să-mi fac nu știu ce delicatese, că putem să ne facem o grămadă de chestii cu mâncare, deci este,
mâncarea pe care vă imaginați voi în lumea noastră, ori doi, frate, ori trei, ori patru, pentru că este foarte multă mâncare gen. Pentru că oamenii ăștia s-au gândit, bă, frate, facem mod pe coda, bă, hai să-l facem, frate. Adică, bine, e genial, trebuie să recunosc. Mai am de învățat, în schimb, probabil o să mai facem. Nu știu, am văzut un feedback foarte pozitiv pe primul episod. Nu neapărat în vizionări, ci în comentarii. Asta înseamnă feedback. Nu neapărat înseamnă să ai multe vizionări, înseamnă ca abonaților să le placă. Majoritatea dintre voi a zis, bă, Sneaky e frumos, de cobblestone, dar ce e asta? S-ar putea să fie ceva pe aici sau mă înșel? Ah, cred că doar ca și cum ar fi pietre. Am intrat într-un biom de asta mai ciu. Fuck. Ok, mai am cartofi. Ok. Mamă, în primul rând îi mănâncă mai repede, în al doilea rând nu mi se încarcă deloc și mi-e foarte, foarte ciudă. Adică, de ce mi s-a dat muzica mai încet? Oh, da. Ok. Aparent, trebuie să-mi setez Windows-ul să nu mai facă ce face el până acum, pentru că o, cascadă, deci nu cred. Uite ce, când ați văzut voi asta pe Minecraft original? Bun, hai să văd. Bă, chestia asta parcă e făcută la milimetru, mă, să n-am. Nu vreau să mor, sincer, vreau să plec cât mai departe de aici, dar nu am nicio șansă. Hai să duc în partea aia cât pot. Bă, dar de ce mi s-a stricat volumul? Era totul aici, tu erai aici sus și tu erai la 1. Hai, mă! Mă sună foarte multă lume pe Skype. Băi, eu vă citesc pe Skype, credeți-mă, dar nu vă răspund. Vă dau doar sin. În sensul care vă citesc, mai răspund uneori, mă mai întreabă, bă, Znic merge PC-ul ăsta, bă, Znic nu știu ce, eu răspund. Cea mai mare plăcere. Nu răspund, v-am zis, la întrebările gen Snic F sau Salut Snic. E clar, bă, ori îmi zici direct, pentru că mai bine te bagi și cu mine în seamă direct cu o întrebare, mă refer. Oli și ce lag am avut. Am avut un drop frame gigantic. Fuck, nu mai am mâncare. Aoleu, doamne. Bă, mă gândesc că dacă aș fi eu gen real acum. Ok, găini. Oh, găini. Dă-mi eu tău, găină. Vreau să-mi fac un ochi. La omletă. Bă, vă place omleta? Mie îmi place omleta cu ciuperci. Deci, ciupercile după mine. Merg cu absolut orice. Ciupercile geniale. În asta e părerea mea. Ok, dăm într-un baion de mes, sau nu vreau un baion de mes, o să călătorim destul de mult până când. Hai mă, nu merge sprintul, nu pot să cred. Aici trebuie să apeși neapărat pe W, că ai foarte multe controle. No way. Ce-i asta? Ce baion e asta? Păcat că nu mi-arată. De fapt, îmi arată. Suntem în Highland. Cred că zice B-E Highland. Mamă, cât. Ok, pumpkin. We got pumpkin, guys. Ok, bun, hai să-l iau pe tine și pe tine. Mamă, ce biome genial. Cred că aș vrea să-mi petrec ceva timp pe aici. Oh, fuck. Hai să cobor ca și cum. Gândiți-vă dacă aș sări, m-aș lovi în realitate pe chestiile astea. Adică, nu știu, un bloc cred că are un metru. Un metru, e prea mult, ceva gen jumătate de metru. Gen și s-ar vreo 3 blocuri, s-ar un metru jumătate. E puțin, nu cred că m-aș lovi, aș putea să merg în continuu, cred. Ce asta? Wild Mint. Oh. Într-un biom de asta, dacă mai țineți voi minte, am încercat să-mi fac eu casă în Minecraft cu moduri. Ce asta? A, Switch Grass, n-am nevoie. Ok, în Minecraft cu moduri, sezonul meu, dacă mai țineți minte, am făcut eu la un dat un Minecraft gen cu moduri. Și am găsit tot un biom de asta și mi-am făcut casa sus, numai că a durat foarte puțin. Am avut multe probleme cu mod pe curile viața mea. Bun. Mă aduc aminte când jucam Tekkit, era bă, că jucam cu prieteni, jucam pe server de astea și făceam inele de la care poți să zbori. Ok, se duc foarte repede, foarte, foarte repede, e greu modul Hungry. Voi vă sugerez să jucați pe modul normal. Ok, credeam că nu, nu a făcut nimic. Bun, lumina bate foarte frumos, trebuie să recunosc. Mi-a zis că melodiile de pe fundal sunt geniale și trebuie să recunosc, da, sunt geniale. Am avut bulan că le-am găsit, deci bulan la modul cel mai serios. Că eu gen asta căutam de mult și am zis că nu o să găsesc niciodată. Și nu știu ce am scris, de mi-au dat melodiile astea două. Mă rog, printre multe altele, astea am zis, bă, astea se potrivește cel mai bine la Minecraft. Cel mai bine. Mă rog, la seria asta care e așa liniștită, dar astea se potrivește cel mai bine. Că mă gândeam, bă, hai să nu pun muzică pe fundal.
Poate termin și odată cu baiemul ăsta. Uite, văd că am terminat. Redwood, pădurea roșie. De fapt, nu-i pădurea roșie. E mai mult lemnul roșu. Era mai bine Red Forest. Bă, să știți că mi-ar plăcea gen. Ăsta e un baiem întunecat, zic eu. Bine, poate așa e el. Și mi-a zis ceva cum să am 40 de FPS-uri. Da, mă, așa e viața acum pe costa, e greuț. Ținând cont că joc și pe full screen, că zicea cineva, frate, am ghita e monitorul. Ok, iar am avut un pic de lag, se mai întâmplă. Bă, să nu uiți să las pentru semințe. Hai să mai sprintez cât pot. Văd că se cam face noapte, trebuie să mă cam culc. Am mers o grămadă în căutarea nimic. Hai să mă culc. Hai să vedem cât am filmat. Am filmat până acum 10 minute. Ok. Wow, telefonul. Bun. Ok, bun. Hai să mă gândesc. Mai gândește, măi, snicuț. Mamă. Am o albină cu mine. Tomato, aș vrea să-mi fac. Chili pepper, nu vreau să-i țin, v-am spus. Oh my god, mamă, e greu tare cu mâncarea. Aolo. Bă, teoretic eu. Nu. No way, really? Te rog, nu, 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 nu,
Ah, era să belesc rău. Deci dacă nu-l săpați la timp pe ăsta, dacă nu-l săpați la timp, s-ar putea să muriți foarte repede. Da, trebuia să-mi iau eu damage. Bă, dar ceva nu mi se pare ok. Nu știu, bă, că nu merge setarea asta pe Minecraft obișnuit. Bă, poate ne stabilim și noi pe aici. Aici suntem în... Ok, în deșert, aici suntem în beach și aici suntem în plains. Ok, bă, mi-ar plăcea să fac ceva pe aici. Mă extind măcar un pic. Da, începem să avem slowness și porcării. M-am zis, e realistic, mă, pe cui, ca și cum ți-ar fi foame și gen, n-ai mai putea să mergi pentru că ți-e foame. Uite, am mai găsit pumpkin. Mai trebuie să-mi fac un furnal să prăjesc, până atunci cred că o să-i mănânc pește așa. Da, cred că rămânem în zona asta, e o zonă destul de frumoasă. În schimb, parcă vreau ceva pădure, vegetație, un pic mai multă. Știți doar cum, că așa îmi place mie, sunt... ok, asta nu-mi trebuie, pumpkin. Poți să-ți faci o grămadă de lucruri din pumpkin. Ce sunt astea? Găinul și de munte sau ce? Man! Where are you go, man? Vreau doar să văd ce -i. Bird, ah, ce drăguț. Zbori în pas, zbori în pas, zbori în pace. E tare că poți să treci pe sub frunze, no. Ah, trebuie să recunoaștem, mi-e drăguț stare aici. O mină acolo. Nu prea-mi place mie baia de mesa noapte. Da, păsărele. Ia uite, can't take it. Te trezești așa dimineața, te auzi ciripitul păsărelor, mama, speria când îmi dă. Da, e mai mult? Ok, bun. Ok, bun, chestia asta ce e? Mi-a dat-o? Mi-a dat-o? G. Nu? Dar știu că dacă gen... Nu știu să iau, știu că erau gen... Biome-uri de... What? Și ciudat e biome-ul ăsta. Uite, poate acolo ar fi șmecher să stau. În baimul ăsta s-ar putea zic eu să găsim ce asta, Desert Garden, du-te mă de aici, cum dau drop, cum dau drop, eu. Ăsta e Red Sand, ăsta e Hernet Sand, porcării, minciuni, vrăjeli, Wow, ce genial, wow. Am zis, primul episod este mai mult de acomodare, ținând cont că eu și cum sunt așa, bă, am pretenții mari la locul unde stau, că mă gândesc, bă, ce să fac pe viitor, aș putea să mă dezvolt aici, da, mă gândesc, bă, uite, pot să fac casa acolo, acolo, cum aș putea să o fac, și gen așa mă comport eu când e vorba de astea. Hai să mănânc pește, n-am ce să fac, sunt cartofi. Nu-ți prăjiți, dați buni, îngrașă cartofii. Hai să-i mănânc pe toți. Ok. A, o trecut din ceilalți. Mă gândeam, bă, cum mama naibii mănânc nouă și mai am tot nouă. Nu știu, e interesant. Ok. Ce sunt astea?
Mamă, geniale. Sunt mari și geniale, dar nu le iau acum cu mine că n-am nevoie. Ok, mesa. Am găsit mesa, baie. Aici nu sunt așa de greu de găsit, observați. Aici mesa baiemurile sunt echivalente cu deadwood-ul, dead forest-ul, gen pentru că nu este vegetație, nu este apă și astfel se nasc pădurile moarte. Zi-mi, te rog, că aia nu e generată așa, dar da, este. Ok, cred că probabil episodul viitor o să găsesc eu singur un loc. Să-mi spuneți dacă ați vrea. Știu, nu mi se pare nici mie prea ok. Nu știu unde vreau să merg, în partea aia sau în partea aia. Hai să mergem în partea aia. Bun, hai să o tai cât mai repede că poate găsesc loc. Hai să văd și baiemurile. Outback. Bun, mă, să știi ce o fi cu ăsta. Ok, un pic de drop frame, n-am ce să fac, se generează ceancuri foarte noi, n-am trecut pe aici în viața mea, deci am dat seama că e mult. Hop, mama naibii, ok, hop. Dar e foarte tare că avem modul la Carpeter, mi-a zis cineva să-l folosesc, da frate, să-l folosesc, pentru că pur și simplu sunt ca niște schițe. Modul ăla e ca o schiță, tu pur și simplu îți construiești gen casa din niște lemne. Și lemnele alea e ca și cum le-ai vopsi și e genial. Ok, să mai mergem un pic cât am filmat. 16 minute. Cred că primul episod o să aibă mai mult, care să aibă undeva la 15 minute. Ok. Hai măcar să găsești gen așa un loc. Vorbă multă sărăcie omului. Am văzut melon, nu? Cred că e de la sete. Mi-e prea sete și mi se pare că am vedenie așa. Și aici văd o oază de asta cu apă sau cum să o numim. Și da. O, e chestia un deadwood. Uite, putem să vedem aici, deadwood. Un copac mort, nu neapărat, parcă poate nu fi apă pe aici, nu știu, o șmechere cu astea generate random. Mi-a zis cineva să nu mai folosesc shader. Băi, de ce nu aș face? Adică se vede foarte urât fără shader. Nici nu pot să vă... Hai să vă arăt. Priviți un pic. Priviți acum un pic. De ce aș vrea să joc Minecraft așa? Serios. Adică, ziceți și voi, cu shader sau fără? Uite la cât ce genial, bine chit că am cu sutele mai multe FPS-uri, dar nu arată frumos. Noi vrem calitate, nu cantitate. Ok, cum se numește baiomul ăsta? Să țin minte, Brushland. Eram sigur, pentru că, mă rog, Bush sau Bruș. Bruș. Ok, apa aici curge. Ok, ăsta chiar e râu. Aici chiar există râuri, deci e genial. Oh my god, mamă, 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 mamă. M-am pierdut, nu glumam. Ok. M-a luat râul, frate, nu de m-a luat valul, m-a luat râul. M-a luat râul rău de tot. M-am dus, mă plimbă râul. Mă, dar ce șmecher, e ca și cum ar fi niște brațe, așa, gen... E genial, hai să omor vacile. Că nu cred eu că o să mă stabilez neapărat aici, tocmai de-aia îmi permit un pic să omor niște vaci. Să știi, baiam colorat. Serios, ăsta e colorat rău baiam ăsta. Mamă, dar știu că încarcă mod pe cu ăsta o grămadă. Bine, cred că dacă aș da V-Sync cum ar fi mare. Nu, n-am vrea cu V-Sync, vă zic eu. N-am vrea cu V-Sync. Bun. Dar bine, într-un baiam că ăsta nici n-am cum să n-am multe FPS-uri, am 30. Măcar nu-mi scrie High CPM Encoding. Holy shit, mamă, ce e aici? Ah. Am cam luat-o. N-am fost atent. Ok, bun. Hai să mă duc așa. Mamă, deci... Pădurea spânzuraților, jur. Ce e asta? Pelm. Și de năsă sunt de asta e șmecher atunci, a? Mamă, ce e asta, mă? Mosso bambu. Ia, venu cam, mă. Cădeți încă. Oh! Doamne, ce m-am speriat! M-am speriat rău, frate, nu glumă! Deci m-am speriat de moarte, frate, să n-am parte! Deci am tras mai sperietura, frate. Oh, ce repede se duc. E ca și cum ei tăia, cred, sau ceva în genul. Aia, am deja un stack, ok. It's... Too much for me. Bun, hai să vedem cum ieșim din baia asta. No! Nu cred așa ceva.
Aolo. Ok. Ce asta au murit tot în baie de asta? Bă, v-am zis, sunt niște capcane chestiile astea. Nu cred așa ceva, deci nu cred. Poate reușesc să scap gen până. Ok. Doamne, deci chestiile astea sunt peste tot, structuri complet absolut random. Oh, ce am găsit aici? Holy shit. Ok, bun. Iar avem slowness. Măcar acum nu putem sprinta, dar nu mai avem slowness. De ce dur rău? Primele episoade sunt lungi. Nu știu. Oh, încă un sat. Încă un sat, perfect. O să ne stabilim, cred că un pic aici, până ne facem rost de mâncare și abia după o să plecăm în episoadele viitoare. Pentru că n-am nicio șansă. Repet, se reapare în fiecare dimineață la 9. Ok. Și, deci mi-a zis cineva că dacă dau click dreapta, a, rămâne sămânța. Foarte tare, mersi, bro. Care mi-a zis asta, ești tare, mă. Sau care mi-a zis, că poate mi-a zis mai mulți. Mi-a zis că dacă dau click dreapta, rămâne sămânța. Zic că îmi dă doar una, măcar rămâne sămânța, că aici nu-ți dă semințe. Deci, ori ești pe plus. Oh my god! Wolf Willow, ce tare s-a astea, mă, vreau și eu. Bun. Cred că ne culcăm, vedem de fapt ce au băieții ăștia pe aici. Și ne culcăm și noi imediat. Salut băieți, salut oșteni. Nu! Ce faci, mă? Spargi. Ok, bun, cred că nu au de la băieții, nu au, nu-i nicio problemă. A, ba da, au, fix ăsta de jos, lol, fix ăsta de jos. Hai să vedem ce au. Nu zi-mi de rău că nu-i quicksand de la. Și... Ok, hai că e bine. Hai că rămânem și noi aici. Hai să mă duc în afară. Bun, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați, seria apare în fiecare dimineață la 9. Și hai să ne culcăm mai întâi. Și dăm 22 de minute. E bine așa. Nu știu, ce episoadele viitoare facem ceva interesant și noi. Sper. Avem un crafting? Nu avem. Avem. Ai cam 49 de pâini. Mă rog, de pâini. Am posibilitatea de a-mi face 49 împărțit la 3, 4, 3, a, multe pâine. Bun, mamă, iar am slowness. Nu glumă, slowness rău tare. Da, oricum aici chit că ai fi pe easy sau pe peaceful. Opa, am închis. Mă rog, cam atât a fost cu acest episod și ne vedem data viitoare. Pa! Cum îl închid?